Un verset din Biblie și meditația zilei. Fiți binecuvântați, iubiți frați și surori întru Hristos Domnul. Lăudați pe Domnul că este bun, că în viac este mila Lui. Versetul zilei de astăzi îl găsim în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni, în capitolul 2 cu versetul 8. Căci cel ce a lucrat prin Petru în apostolia tăierii împrejur, a lucrat și prin mine la neamuri. Iubiți frați creștini, cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi, 29 iunie, sărbătorim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, despre care vom spune câteva cuvinte. Sfântul Apostol Petru, pe numele său Simon, s-a născut în secolul I în Betsaida Galilei. El era fratele Sfântului Apostol Andrei. A fost ales de Mântuitorul Iisus Hristos a fi pescar de oameni după o pescuire minunată pe lacul Genizaret. Deși a propovăduit cu râvnă iubirea Domnului și dreapta credință, a împlinit și profeția cum că se va lepăda de 3 ori de Hristos, când a fost prins pentru a fi răstignit. Dar plângând cu amar și pocăindu-se, Sfântul Petru a luat cuvântul după înălțarea Domnului și l-a ales pe Matia ca apostol în locul lui Iuda. De asemenea, prin predica ținută în ziua cincizecimii, la cuvântul lui s-au convertit 3.000 de oameni la credință, aceștia primind Sfântul Botez. Propovăduind în Ierusalim, Samaria, Asia Mică și Babilon, spre finalul vieții, Sfântul Petru a ajuns la Roma, loc în care a murit, răstignit pe cruce, cu capul în jos. Despre Sfântul Pavel, cel numit odinioară Saul, cunoaștem că s-a născut în Tarsul Ciliciei și a fost elevul marelui învățător Gamaliel. El, în prima parte a vieții sale, înainte de convertire, lupta împotriva creștinilor, participând la uciderea Sfântului Ștefan, iar mergând să prindă creștini, având scrisori de la mai mari preoți, i s-a arătat pe drumul Damascului Mântuitorul Iisus Hristos într-o lumină orbitoare, spunându-i: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Imediat, Sfântul Pavel, sau cel care a încreștinat neamurile, s-a convertit în urma acestei minuni, a primit Sfântul Botez și a mers în 3 călătorii misionare, scriind 14 epistole. A murit la Roma decapitat din porunca împăratului Nero. Sfinții apostoli Petru și Pavel mai sunt numiți de biserică și ocrotitori ai celor întemnițați. Ei, așa cum am aflat, au pierit la Roma din pricina iubirii lor pentru Dumnezeu. Cel mai înaintat ca vârstă dintre Sfinții Apostoli a fost Sfântul Petru. Deși nestatornic și aprig la vorbă, era considerat a fi cel mai sensibil dintre toți. Iar Sfântul Pavel, cunoscut mai ales pentru epistolele sale, pentru imnul dragostei, este cel care a lăsat în urmă principalul fundament al creștinismului ortodox. Pentru rugăciunile lor, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Iisus Hristos cu voi, cu toți. Amin.